Bună ziua, dragi prieteni din gemeni! Haideți să facem pentru dumneavoastră, pentru bani, pentru luna septembrie, bani și sănătate, o etalare. Haideți să vedem. Cum este baza dumneavoastră financiară? A ieșit judecata, arată că inversa. Să nu vă mințiți singuri în unele idei care le aveți sau despre situația dumneavoastră. Trebuie să arătați că gândiți bine, că vă folosiți foarte bine mintea și ca să judecata, ca să luați decizii foarte bune. Pentru că această carte spune că a trebuit să luați niște decizii pentru unele afaceri sau pentru un împrumut bancar sau ce aveți dumneavoastră și ați tot amânat sau să plătiți ceva și ați tot amânat și atunci spune că acum să vă gândiți foarte bine când luați aceste decizii. Vin bani repede, arată că da, că s-ar putea să faceți o călătorie. Să vă gândiți foarte bine ce vreți să faceți și să aveți încredere pentru că veți avea succes. Și apoi, mai pot să spun că bani vor veni repede la dumneavoastră, dar prima dată trebuie să luați decizii, da? Merg foarte bine. Poate vreți să cumpărați ceva, să achiziționați ceva de transport. Sau să lucrați în transport. Oricum, orice vreți să faceți de această natură, vă va merge foarte bine. Trebuie să plătiți, să faceți plăți, dar zice că trebuie să fiți disciplinați cu plățile, da? Apoi, luna. Luna ne spune că sunt mari posibilități de câștiguri. Dar trebuie să fiți, cum să spun, să vă protejați, să aveți grijă. Pentru că s-ar putea să aveți situații de minciună, de înșelăciune. Deci cineva să vă mintă, să nu fie așa cum vă gândiți dumneavoastră. Sau cum ați vorbit la început, da? Apoi mai poate însemna că dacă așteptați niște decizii financiare care trebuie să le ia altcineva, trebuie să așteptați mult, o perioadă lungă de timp. Semnare de contract mai înseamnă, dar ceva ce nu este în regulă la serviciul dumneavoastră, să vă mențineți calmul, da? Următoarea, dacă veți atrage mai mulți bani, ne spune că reflecționați înainte, să meditați înainte de a face orice schimbare care vă gândiți să realizați, să faceți vreo schimbare. Gândiți-vă foarte bine dacă e bine să faceți acea schimbare sau nu. Trebuie să vă pregătiți foarte bine, să profitați de stabilitatea care o aveți acum. Deocamdată să mențineți proiectul care îl aveți cum este, da? Să nu îl schimbați. Și rezultatul arată împăratul care spune că totul este sub controlul dumneavoastră, trebuie să arătați că sunteți mai bun decât ceilalți tot timpul și că altfel nu puteți să vă ridicați deasupra. Arată că trebuie să fiți disciplinați, iarăși logic, da? Ca să faceți să finanțele să lucreze mai bine pentru dumneavoastră. Creștere financiară. Zice că acum dacă aveți ceva lipsă, arată că veți crește. Lipsa înseamnă creștere, deci. Când trebuie să fiți atenți la ce aveți, da? Pentru că ce aveți poate să vă aducă mai mult, da?
Haideți să vedem pentru sănătate, să extragem o carte pentru sănătate, pentru gemeni. Lumea. Lumea este o carte foarte bună. Sunteți, deci aveți lumea la picioarele dumneavoastră. Este o carte care arată că vă veți însănătoși. Poate că dacă sunteți bolnavi, acum veți recurge la o medicină sau deja folosiți medicine tradiționale. Nu, să nu vedeți această medicină tradițională ca să înlocuiți cu medicina normală, pentru că nu vă va fi foarte, adică vă va fi foarte bine, dar nu să o înlocuiți, să o faceți paralel, da? Pe lângă. Și mai spune că doctorii au viziuni diferite. Da, și zice că poate vă pune să faceți altfel de tratament, să-l acceptați, yoga sau altfel de tratament cu care dumneavoastră nu sunteți obișnuiți. Da? Dacă nu aveți încredere într-un doctor, să cereți o a doua opinie, să cereți sfaturi medicale. Da? Haideți să vedem pentru o dorință la gemeni. Dacă aveți vreo dorință, vreo întrebare, o să extrag 3 cărți și dumneavoastră veți alege una din cele 3 cărți. Haideți să vedem. Prima, 2 și 3. Să vedem ce răspuns ne dau la întrebările dumneavoastră. Dacă ați ales prima, arată, vedeți, arată mari și schimbări foarte mari și cu noroc. Da? Schimbări mari, pozitive, care se vor întâmpla, da? Care le veți avea în viața dumneavoastră. Poate vă schimba serviciul, o promovare, veți avea o nouă relație, veți primi o casă nouă, vă mutați în alt oraș. Se întâmplă ceva care trebuie să primiți cu brațele deschise. Ce se întâmplă? Aveți încredere pentru că va fi foarte bine. Lăsați toate grijile și fricile și urmați-vă inima. A doua carte. Caută un semn, spune. Răspunsul este să cauți un semn. Poți să te aștepți ca acele semne, să vezi un semn și să aibă o însemnătate foarte mare pentru tine. Poate miroși ceva sau poate ți-aduce aminte de ceva sau întâlnești pe cineva din trecut. Nu te gândi la ce se întâmplă, la tot ce se întâmplă deodată, că poate însemna același lucru, da? Doar ce circumstanțe sunt, să fii atent. Dar să fii atent și la semne, pentru că semnale s-ar putea să fie pentru tine special acele semnale. Și ultima este succesul. Succesul arată că toate dorințele dumneavoastră și toate drumurile dumneavoastră sunt spre succes. Aveți succes, sunteți spre drumul spre succes. Trebuie să ai grijă de tine, să te bucuri de viață, să te gândești la lucrurile pentru care tu ești foarte mulțumit, da? Să te bucuri de viață pentru că vei avea succes. Cam asta a fost pentru gemeni. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.